Bună seara! Bună seara și bine te-am găsit! E ora 8.00, marți, ora 8.00. E intrat cumva în memoria mea, în celula mea biologică, în memoria celulei mele biologice, să fiu cumva dedicată, conectată cu tine, cu noi, în această comunitate. Dietetica, o veche practică de viață, dietetica împreună. Sunt emoționată într-un fel pentru că a trecut ceva vreme de când ne-am văzut și în același timp sunt plină de energie. O, dacă știi câtă energie! La un moment dat am avut setarea unei intenții într-un context de lucru de 8 zile și pentru mine intenția a fost de powerful energy și am simțit pe propria piele ce înseamnă puterea intenției și ce înseamnă powerful energy într-un context de viață în care ți-l dorești. Așa că a rămas de acolo, mai departe, setarea intențiilor cu claritate și dorința de a avea o super bună energie și de a ne conecta și a o dărui celorlalți. Nu mi-am făcut un ceai ca de obicei, pentru că nu m-am pregătit exact ca într-un live de marți seara. De săptămâna viitoare însă începem întâlnirile noastre, rămâne neschimbată ora, ziua, simt că este perfect aliniată această zi cu mine, cu ceea ce se întâmplă în comunitatea noastră, cu tine, cu noi toți. Astăzi am vrut doar să intru pentru că este 31 august și pentru că este ultima zi din anul calendaristic ortodox, bisericesc ortodox și pentru că mâine este începutul de an conform acestui calendar, am ținut tare mult să mă văd cu tine, să-ți amintesc că e o oportunitate extraordinară să-ți setezi o intenție pentru perioada care vine. Poate că nu începe anul cum începe pentru mine la 1 septembrie, dar poate că începe toamna sau poate că începe o nouă etapă din viața ta sau de ce nu ți-ai pune tu în intenție ca de mâine, 1 septembrie, chiar să fie un nou început, să-ți faci niște planuri pentru mâine, de mâine înainte. Aceasta este intenția cu care am intrat în acest live. Nădăjduiesc că te-am surprins plăcut, nădăjduiesc să fii inspirațional și să rămâi cu ceva din acest context, din această întâlnire, care să o duci mai departe în viața ta, o idee, un gând, o intenție. Nu îndrăznesc să mă gândesc dacă intenția o iei cu tine și o setezi de mâine și ea se împlinește, cât de frumoasă poate deveni această conectare a noastră și această rânduială pe care Dumnezeu o face de a fi împreună. Astfel, pornim de săptămâna viitoare de marți live-urile de la ora 8 împreună. Vor fi invitați, îmi doresc foarte mult ca în aceste întâlniri să fie oameni de la care să învățăm mai departe împreună, și tu și eu. Îmi doresc să-mi lași subiectele tale preferate, pentru că vom vorbi, voi răspunde la întrebări, va fi o sesiune și despre întrebări și răspunsuri cât de curând. Dar până să începem marțiara live-urile, mâine pornește un nou an. Ce intenție ai avea tu cel mai mult? Ce ți-ai dori cel mai mult de la viața ta acum? Cum anume s-ar schimba viața ta dacă tu ai putea să dobândești acel ceva pe care îl dorești acum în viața ta? Nu știu, gândește-te la ceva, lasă-te inspirat și de ceea ce vorbim aici și lasă-te inspirat poate și de un moment tainic de 5-10 minute în care poate îți manifesti recunoștințele pentru ceea ce ai până acum, pentru că ca să pornim într-un drum nou, baza de la care pornim este recunoștința pentru ceea ce avem până acum. Sunt recunoscătoare pentru această vară ca în filme. Așa a fost un newsletter pe care l-am trimis celor abonați la laviniabratu.ro. Dacă nu ești abonat la site-ul, la blogul meu, laviniabratu.ro, te invit să o faci, pentru că mâine pleacă un nou newsletter către voi. Dar la un moment dat, așa pornea un newsletter, să avem o vară ca în filme. S-a lipit de mine această exprimare și habar n-am avut ce înseamnă, însă mi-a plăcut. A fost cumva din filmul meu, pe frecvența mea, și vara mea, îi mulțumesc lui Dumnezeu, a fost o vară ca în filme. Mă gândesc acum ce intenție să avem pentru această toamnă sau pentru acest început de an și nu mă pot desprinde de un cuvânt: superputeri. Într-o bună zi, Saskia, uitându-se, e adevărat, la filmele Marvel, dar să facem abstracție de asta, a avut cumva inspirația să mă întrebe: mama, vreau să știu, tu ai superputeri și dacă ai, care sunt superputerile tale? A fost o întrebare capcană, una foarte bună.
Ei bine, în momentul acela m-am blocat un pic. N-am știut exact ce să-i răspund. Îți mărturisesc că așa a fost. Mi-a trecut un pic de timp, câteva secunde, să mă adun și să-mi dau seama că, de fapt, inspirația vine de la oamenii din jur și că superputerea ar fi conectarea și capacitatea de a fi conectat cu cei din jur. Însă, lucrurile se schimbă în momentul în care începi să cauți și să te cauți și să-ți dorești să găsești superputerile. S-ar putea ca newsletterul de mâine și intenția de mâine, încă nu știu, poate că mă las inspirată și eu în acest context al întâlnirii noastre, în acest live, așa, dintr-o dată împreună, poate îmi trimiți un gând, pentru că îmi doresc, la rândul meu, să mă las inspirată de tine. Dacă te conectezi cu adevărat la aceste întâlniri, cu siguranță poți să-mi trimiți un gând, într-un mesaj sau chiar aici. Îndrăznește să-mi scrii. Citesc fiecare cuvânt care este scris în comentarii după fiecare live. Nu am cum să fac să nu fac astfel, pentru că este o formă de conectare mai departe. După ce se termină fiecare întâlnire de marți seara, eu stau până târziu să citesc tot ceea ce mi-ați scris fiecare dintre voi și savurez fiecare cuvânt, pentru că mă inspir de la voi și pentru că doar astfel pot să continui această conectare, această stare, această live pe care îl facem împreună. Așa că dacă ai ceva idei, să știi că în seara asta lucrez la newsletter și orice gând super inspirat și conectat la comunitate, la mine, la tine, la noi, mă ajută, mă poate ajuta, poate ajuta pe ceilalți mai departe. Însă, până una alta, cuvântul pe care l-am în minte și pe care nu scap nicicum este exact acesta. Care sunt superputerile tale? Sau, dacă nu le știi, cum ar fi ca de aici înainte să-l fi surprins, pentru că le vei descoperi. Le vom descoperi împreună. Cum ar fi să vină toamna aceasta și anul acesta care începe mâine cu superputeri pe care le luminăm, pe care le scoatem la suprafață, le folosim și de care ne folosim ca să creștem, să evoluăm atât noi cât și cei din jurul nostru. Vedem ce o să fie. Mai sunt câteva ore până la miezul nopții, așa că în continuare, dăm voie să fiu plină de recunoștință față de vara aceasta ca în filme. Dăm voie să fiu plină de recunoștință pentru familia mea și pentru comunitatea de oameni din care fac parte. Sunt două comunități care îmi sunt extrem, extrem, extrem de dragi și de apropiate. Ți-am făcut o invitație la conferința 6C Creștere din 18 septembrie. Voi fi invitată și eu pe scenă între speakerii virtuali, alături de Mara Iepure, pe care o cunoști, alături de Călin Iepure, pe care îl cunoști, alături de Zoia Zărnescu, pe care de asemenea o cunoști, pe care i-am invitat și sunt invitați în comunitatea noastră, alții sunt chiar parteneri, cum este Mara. În același timp, poate că nu-l cunoști pe Andy Sechei, mentorul meu de 7 ani de zile. Da, el este cel care a creat acest context. Te invit acolo, în această comunitate, să faci parte din comunitatea din care eu fac parte, din care eu învăț, cu care eu mă conectez, de la care eu mă inspir. Această comunitate mi este foarte dragă pentru că participând la cele două self-uri din vara aceasta sunt conectată cu oamenii pe care i-am întâlnit, oameni extraordinari, oameni cărora le spun te iubesc, care îmi spun te iubesc și cu care avem o conexiune incredibilă. Am descoperit acolo câteva superputeri împreună și poate de aici îmi vine inspirația să merg mai departe cu acest gând de superputeri. Nu este declarat în acest context de conectare cu cei din comunitatea lui Andy Sechei, însă îl declar eu aici în comunitatea noastră și inspirația vine de la Saskia, așa cum ți-am povestit. Așa că, încă o dată te întreb ce superputere ai, iar dacă nu le ai, cum ar fi să le descoperi și să te folosești din plin de aceste superputeri pe care sigur le ai și tu. Această întrebare vine, bineînțeles, cu provocarea și încercarea de a nădăjdui a fi mai bun zi de zi. Să ne zorim ca să trăim frumos este îndemnul cu care pornesc de mâine un live în fiecare dimineață de 5 minute pe grupul Dietetica. Dacă nu faci parte din grupul Dietetica, te rog, te aștept pe grupul Dietetic, suntem peste 7.000 de oameni acolo conectați, care din 15 septembrie începem o provocare, încă nu știu despre ce e vorba, aștept să mă consult și să vedem, să stabilim împreună cu cei din grup ce vom face, însă
Tocmai s-a încheiat a treia ediție 30 Days No Sugar în acest grup. Adela Păun a făcut o treabă extraordinară, s-a mobilizat, Andreea Ivan a fost alături de ea, a motivat grupul. A fost și Delia care a postat în fiecare zi pagini din jurnal. Sunt oameni extraordinari care au susținut. Lăcrămioara a făcut 30 Days Gluten Free în paralel. Extraordinar ce se întâmplă acolo. Adi Timicer mai vine și ne mai zorește ca să ne aliniem, să nu depășim mult granițele bunului simț în alimentație, inclusiv pe mine, dar suntem super bine închegați, apropiați, cu respect și cu admirație. Sunt valorile pe care le inserez și le setez și le vă îndemn pe toți acolo când veniți în acest grup să aveți aceste valori bine conturate. Așa că de mâine dimineață să ne zorim ca să trăim frumos, încă nu știu ora la care va fi această intervenție, este un sondaj pe grup, aștept răspunsul celor din grup. De marți pornim împreună live-urile să creștem frumos împreună. Toate aceste intenții ale mele și intervenția mea de acum și gândul meu legat de mâine, 1 septembrie, să fie un nou început, fie că e anul nou, fie că e pentru tine, prin propriul tău mindset pe care ți-l fixezi chiar acum, de ce nu, am o energie super inspirată, mulțumesc lui Dumnezeu pentru ea și am încredere în momentul acesta venind către tine să te îndemn prin acest context de să pui început bun de mâine, 1 septembrie, în viața ta, nădăjduiesc cu încredere să fie de mare folos pentru tine și pentru cei din jur. Pentru că atunci când noi ne schimbăm, când eu mă schimb, când eu sunt atentă să vreau mai mult de la mine, să fiu un om mai bun, mai atent, conectat cu cei din jur, mai atent la nevoile lor, să pun pe primul loc relațiile bune, oneste, respectul, și să mă dăruiesc într-un fel prin talanții pe care i-am celor din jur, asta înseamnă până la urmă viață, asta înseamnă bunăstare, asta înseamnă împlinire. Spre asta tindem cu toții și pentru că poate mulți încă avem să găsim această cale, să ajungem la aceste stări, suntem mulți și tare nefericiți. Aș vrea să cred că vom crește ca și comunitate, că vom fi tot mai mulți, mai puternici, mai plini de energie și de dorința de a da mai departe ce primim. Să știi că această întâlnire nu este doar despre acest moment, este despre un nou început mâine. Te îndemn să-ți setezi recunoștințe, să-ți pui recunoștințele, pentru că starea de recunoștință este cea mai puternică energie din care poți să creezi ceva nou. În seara aceasta să fie despre recunoștințe, ca mâine dimineață să fie despre un mindset nou pe care îl fixăm și cu care pornim la drum. Un mindset de creștere, de evoluție împreună. Hai să credem că putem să mutăm munții, pentru că cu un bob de credință, cum era Sfânta Evanghelie de duminică, atât am avea nevoie ca să trăim și să fim într-un mod aliniat cumva. Așa că de ce n-am crede că putem să ne setăm un mindset cu o intenție clară de mâine înainte? Lasă-te inspirat în seara aceasta de aceste gânduri și du mai departe în familia ta sau sună pe cineva și spune că tocmai ai văzut o bucățică sau un live întreg cu Lavinia și ți-a dat această, te-a inspirat cu lucrul acesta. Că de mâine e un nou început. E 1 septembrie, e începutul nou de an, e momentul să-ți creezi un mindset nou în care intenția să facă parte din viața ta, să o lași să lucreze. Ce înseamnă intenție? Înseamnă trasarea unui drum. Și dacă nu o fac eu pentru mine, tu pentru tine, el pentru el, ea pentru ea, cine să o facă atunci? Trăim la întâmplare? Hai să ne adunăm. Hai să ne zorim ca să trăim frumos. Poate fi aceasta o provocare. Care sunt superputerile tale? Și dacă nu le știi, cum ar fi să le descoperi și să le folosești de azi înainte, în lumină și cu multă, multă iubire. Dacă ai idei despre cum aș putea să mai inserez de mâine newsletter-ul pe care îl voi trimite celor abonați la viniabratu.ro, dă-mi, scrie-mi, te aștept cu drag. Respir, un inspir și un expir întotdeauna fac parte dintr-o aliniere și acum mă gândesc că ceea ce vroiam să-ți transmit, conectarea cu tine,
cumva s-a întâmplat. Mă uit acum pe un ecran și văd că suntem 82 de oameni în direct. Sunt bucuroasă, sunt recunoscătoare să știu că sunt 82 de perechi de ochi și m-aș bucura să știu că sunt de fapt 82 de inimi care cumva batem în același ritm. Minunat! Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate! Hai să ne zorim ca să trăim frumos 5 minute de conectare dimineața pe grupul Dietetica. Toate acestea vor fi urcate pe YouTube în cazul în care nu ești acolo, în grup, mă vei găsi pe canalul de YouTube unde te invit să te abonezi, Bratul Melania Lavinia. Și aici rămânem conectați. Cred că ai simțit că am fost conectată cu tine toată vara. Ce-am promis atunci când am plecat și în ultimul live, că voi pune în fiecare zi cel puțin o fotografie din contextul de viață în care mă voi afla. Și n-am pus o singură fotografie și nu cred că mi-a scăpat nicio zi. Pentru că am promis și acest lucru face parte din respectul pe care îl port, pe care ți-l port. Am spus. Au fost zile în care am vrut să renunț și am zis nu. Ai promis că pui ceva și atunci când am fost foarte ocupată în selfuri, în bootcamp, în fiecare zi ți-am trimis un gând, o imagine cu mine, despre mine, să mă vezi așa cum sunt în momente de relaxare, de muncă, de conectare. Sunt și momente în care am o presiune și o tensiune, la fel ca și tine, la fel ca și noi toți. Sunt contexte de viață în care am venit cu deschidere în fața ta, și sunt super bucuroasă pentru oportunitatea aceasta pe care mi-ai dat-o de a fi în fiecare zi conectat cu tine, conectat cu voi aici pe pagina Dietetica. Suntem 28.000 de oameni până la urmă pe această pagină. Wow! Pentru mine înseamnă foarte mult. Pentru mine înseamnă foarte mult. Un om, dacă reușesc și în această seară, să-l fac să privească viața pe el un pic cu un grad altfel, mi-am îndeplinit misiunea. Așa că, ce am avut să-ți spun, ți-am spus cu mare bucurie, du mai departe gândul, spune cuiva de acasă sau dă un telefon cuiva și răspândește acest gând. Mâine, 1 septembrie, să pornim cu intenții clare pentru toamna asta, anul acesta sau luna aceasta. De mâine, gândește-te care sunt superputerile tale și cum ar fi să le știi bine și să le folosești asemeni. Sau cum ar fi, dacă nu le știi, să le descoperi și în următorul an, din 1 septembrie până în 25 iunie, 30 iunie, în anul în care eu lucrez, să descoperim împreună ce se întâmplă în momentul în care suntem conștienți de aceste superputeri, care sunt ele și cum le folosim ca să facem viețile noastre și ale celor din jurul nostru mai frumoase, mai senine, mai pline de iubire, dacă vrei. Mulțumesc pentru că m-ai însoțit. Ne vedem marțea viitoare cu cei care sunteți pe grup. Ne vedem mâine dimineață cu primul gând de a fi 5 minute împreună dimineața, motivați cumva unul de celălalt. Ar mai fi ceva? Recunoștințele. Recunoștințele sunt cap de listă. Sunt recunoscătoare celor pe care i-am întâlnit în această vară, celor cu care m-am conectat, oamenilor cărora le spun te iubesc, familiei, părinților mei, soțul meu, copila mea, sunt o inspirație zi de zi pentru mine. Mulțumesc prietenelor mele, mulțumesc dragilor mele din grupul Femeia, cu care cred că voi începe și nădăjduiesc, de fapt, nu cred că voi începe live-urile de marțea la ora 8 seara. Marți, așa intenționez să fiu alături de Mara Iepure, de Adriana Roman, de Raluca Bugariu, Gianina Șadi și Elena Condac, să fim cu toate împreună și să-ți povestim despre noul eveniment Femeia care va avea loc în luna octombrie.
Sunt recunoscătoare pentru că pregătesc o conferință TED. Am fost invitată să susțin un speech în TEDx-ul de la Brașov din 30 octombrie. Sunt recunoscătoare pentru că fac parte din comunitatea ASC și lui Andy Sechei pentru încrederea lui și pentru faptul că sunt alături de el, facilitez și sunt trainer în programele sale. Sunt recunoscătoare tuturor oamenilor pe care le-am cunoscut și cu care am fost alături și cu care merg în continuare alături, inspirându-ne să trăim frumos. Sunt recunoscătoare că sunt sănătoasă și pentru tot ceea ce este bun în viața mea, mulțumesc lui Dumnezeu. Te îmbrățișez, te rog, intențiile pentru mâine, recunoștințele, dar nu doar ale tale. Să le auzi și de la cineva din familie sau de la un prieten. Conectează-te și hai să dăm mai departe radiant aceste gânduri. Te îmbrățișez, îți mulțumesc că ești aici, te iubesc.